Bun, avem jumătate de țară care n-a văzut soarele de o lună, dar asta e parfum pe lângă minunea din București. Străzile care n-au văzut vreodată asfalt. A? Nu e nici poligon, nici o zonă bombardată. Așa arată, pe mai bine de un kilometru, o stradă dintr-o capitală europeană. Aici am crescut și așa a fost întotdeauna. Pe strada de pământ, plină de gropi uriașe, abia dacă reușesc să treacă șoferii care au mașini de teren. Asta e capitala României! Ce, dacă se strică ceva, cine repară? Nimeni, pe ce stai să te judeci cu ei? Strada asta e în București, în prelungirea Ghencea, și n-a fost niciodată asfaltată. Vă dați seama ce comoară avem noi acolo? Arătați-mi voi alte capitale din Europa care se pot mândri cu așa ceva. Niște civilizați, mă, n-ai cu cine. Și avem promisiuni ferme că strada asta nici nu o să fie vreodată asfaltată. Păi da, s-a implicat domnul Oprescu personal. Iar dacă s-a implicat dânsul, am mare încredere că se rezolvă. Adică în mandatul lui nu îndrăznește nimeni să strice obiectivul cu vreo roabă de aia de asfalt. Partea aia a făcut-o până la stradă, la șoseaua mare, și a zis că vine în continuare și a rămas așa. Problema ghidigen este o problemă veche de ani și ani de zile, pentru că este străbătută de trei apeducte. Și nu prea putem să se miște proiectanții așa cum ar fi dorit să se miște. Așa, domne? Păi cum să strivim asemenea minune, vorba poetului? Ar trebui să declarăm strada fără asfalt monument istoric, urgent. Și să facem și o afacere, da. Ambalăm noroiul și vindem borcane cu noroi din Evul Mediu. Alo, domnul prințul Charles, s-aude, maestate? Ala noroi, neamule, ala noroi! Asta e capitala României!